Nu de mult, senatorul Lucian Iliescu a adresat o întrebare ministrului transporturilor Ioan Rus cu privire la reluarea investiției referitoare la podul Grădiștea. Senatorul Giurgiuvean a primit și un răspuns, însă departe de așteptările sale, și anume că reluarea transportului feroviar pe ruta Giurgiu-București se va face cel mai probabil în anul 2030. Lucian Iliescu își justifică intervenția pe acest subiect și consideră că trebuie adusă la cunoștința opiniei publice. Nu este un răspuns care reflectă preocuparea rezolvării unei investiții importante din punct de vedere economic, social și chiar istoric. Termenul de realizare a investiției, undeva în anul 2030, ca termen final, va însemna 26 de ani de nefuncționare a acestei importante căi ferate. Neînceperea lucrărilor pentru redarea în folosință a căii ferate București-Giurgiu are consecințe grave în plan social, privind locurile de muncă în capitală ale cetățenilor județului Giurgiu, cât și în plan economic prin creșterea substanțială a valorii de investiție, urmare a degradării infrastructurii prin furturi și deteriorarea clădirilor și a căii de rulare. Domnule ministru, vă rog să vă aplecați asupra conținutului acestei scrisori, așteptând ca după o analiză cu specialiștii Ministerului Transporturilor să fim în măsură să redăm României acest important obiectiv necesar sprijinirii județului Giurgiu cu efecte benefice pentru înființarea de noi locuri de muncă. Vă rog, domnule ministru, să realizați această investiție prinsă în bugetul de stat pe anul 2015, să încercăm începerea și finalizarea ei în termen cât mai scurt. Podul de la Grădiștea s-a prăbușit în albia râului Argeș pe 13 august 2005. Era singurul pod peste calea ferată ce lega Giurgiu de București. De atunci și până acum, 10 miniștri ai transporturilor au primit interpelări, dar au lansat și promisiuni în ceea ce privește realizarea investiției. Niciunul însă nu a amânat proiectul pentru anul 2030, adică la 25 de ani de la prăbușirea podului.